Ok, băieți și fete, din câte puteți vedea, mă băgați pe mine în meci alături de Miguel aici tot ce trebuie și mă duc în pic, Giunuțule. Ideea acestei competiții, să zic așa, e foarte simplă, amândoi mergem unde vrem, luptăm ce vrem, ideea e să facem cât mai multe kill-uri fiecare și la urmă vedem care a făcut cele mai multe kill-uri și cine face cele mai multe kill-uri câștigă meciul, câștigă challenge-ul, câștigă tot. Bun, bă, că Miguel vine cu mine, sincer să fiu, nu știu de ce vine cu mine. Dar ori vine să-mi fure kill-uri, cel mai probabil, cred că de asta, cred că, mamă, să vezi ce-i fac. Ori vine că știe că vin mai mulți playeri în pic. Habar n-am, nu știu, dar în pic e acasă la mine, nu știu, mă simt ca acasă și Miguel, nu știu ce să zic, dar e periculos viața, mai ales unde ai sări tu, treaba ta, na. Fiecare face ce vrea meciul ăsta. Din partea mea să mori cât mai rapid. Avem voie cu revive meciul ăsta, însă dacă nu am bani sau mă fac că nu am bani, e, na. Un meci mai prost pentru Miguel. Eu lutez aici liniștit, după aia mă urc sus, lutez și pe acolo, Miguel meu mai are o leacă și moare. Ce oră, Miguel, gata? Cam atât a fost, nu? Ai jucat bine. Ia să vedem. Bă, nu aș vrea meciul ăsta să mă grăbesc, pentru că avem și doi Grandmaster în meci și știu sigur că sturgi de Grandmaster, ăia știu 100%. Și nu aș vrea să mă grăbesc foarte tare pentru că vreau să-i bat. Ia vă zi, bă, Miguele, unde sunt. Ok, la etaj nu e nimeni. Mamă, cât ți-s pe hartă, bă! Moară, Jacksona! Ăștia din spate vreau să iau eu. Prind și eu un kill, alo! Nimica! Ok. Și mai era și pe aici, pe la Miguel, da. Ia uite-i! Dă-i, Miguel, dă-i să moară, dă-i! Dă-i, dar numai să nu faci kill. Ok, la etaj nu e nimeni. Bă, bătaie. Să moară Jacksona dacă nu... O, am înțeles. Ai, mă. Bă, e unul loc. Așa se fac kill-uri, băieți. Să moară Miguel de ciudă, bă, bă, nu ai cum, bă, așa ceva, bă. Bă! Bă, a murit Miguel, bă, ești... Bă, ești nebun, a murit Miguel, bă. Am zis că să moară de ciudă și a murit, ești nebun. What the fuck, bă. Bă, n-ai cum așa ceva, bă, du-te, bă, de aici, bă. Bă, cum, bă, am furat două kill-uri, cred că am 100 damage maxim. Și am două kill-uri. Și am să moară Miguel de ciudă, că am făcut eu două kill-uri așa furate și iar a murit, bă. No, bun. Miguele, nu știu cum să zic, dar bă, nu prea am. Dar dacă e ceva, o să-ți dau revive viața mea. Când am și eu chef, când am bănuți, când, na. Știi cum e, când ești la mâna altuia, e cam nașpa. Aaaa, ce că mă grăbeam un pic, băga piciorul. Băga piciorul elui picăr. Dacă mă grăbeam puțin și trăgeam mai puțin, cu 5 secunde mai devreme, poate dădeam cap, dar așa l-am prins exact în mișcare. Exact când se mișca și el. O, Scar, bă. E bun Scarul. Băga piciorul în el, Ludo. Hai că fac ăsta de 4 măcar. Talent, gata. Dacă trageți în mine să moară, dacă nu, tot încărcătorul vă dau. Fiți într-un aici talent. Stai să iau mazul ăsta. Ne urcăm frumos în casă, la etaj. Să moară Miguel încă o dată de ciudă. Că eu fac kill-uri și el încă se uită. Tot încărcătorul ți-l... Moara, să nivezi de pe el să moară. Stai, bă, urâtule. Stai așa un pic, stai că nu-i bine. Bă, mina, mamă, ce era să fac acum? Era să fac o făcută. Bă, nu știu că-s Grandmasterii, dar nu cred că să fie Grandmasterii. Eu nu prea vreau să mor. Că vreau să bag Grandmasterii. No, bun. Bă, poate pic în mina aia, bă. Nu mor, că am vestă de 4, dar n-aș vrea. Bă, ăștia ori pușesc. A, ce înseamnă fără atașamente băga piciorul în el, Scar, bă. Bă, tu pui mie ținta pe cap, bă, vezi că poate mă omori. Poate mă omori. Bă, ce-ți fac dacă mă omori? Băga piciorul, bă, am bănuț să-i dau lui Miguel revive. Nu vreau să fiu nesimțit să nu-i dau tot meciul revive, că ar fi urât. Deși, aș putea să zic. Ce, Doamne, ca ăștia o vestă să mă bată tata. Nu știu dacă mai sunt ăștia la casă, bă. Tare mie că sunt casa aia. Dar nu n-aud nimic, să se bată, să fie ceva pe aici, nu știu, nu...
Bun, ia să vedem. Băieți! Oanzi, vreau să joc mai atent meciul ăsta. Dar nu e nimeni, mă. Ce naiba, m-au plecat toți? Al naibii au plecat toți, bă. Mă, bun. Bă, mă duc în treaba mea. M-a dus să-i dau un mic revive. Vreau să stea și respectiv pe mine să vadă cum mai fac cu 3-4 kill-uri. Dar din păcate, din păcate n-a fost să fie. Mamă, 23 de playeri. Hai că e ok meciul. El, din câte știu, are 0 kill-uri. Nici eu nu am foarte multe. Am 2, mă poate egala oricând. Dar să sperăm că nu e cazul. M-a dus să-i dau revive. Deși aș putea să fac multe cu bănuții ăștia. Aș putea să-mi cumpăr glue-uri. Aș putea să-mi cumpăr, nu știu, habar n-am. Aș putea să-mi cumpăr chipuri, poate eu fac o M4 de 3 sau ceva. Da, îi dăm revive, facem o faptă bună, poate o să-mi dea și el mie revive dacă se întâmplă ceva cu mine, așa că nu vreau să fiu rău. Deși dacă mor, șansele sunt minime să primesc revive de la Miguel. Cred că primesc la sfârșit de meci, știți, când mai e un player și el are vreo 10 kg, atunci primesc eu revive. Să mor dacă nu. No, bun. Bă, am două kill-uri și astea furate. Bă! Bă, ce naiba? Tot încărcătorul, ce sunt, bă, cu playerii ăștia? Stați, mă, băieți, mă, stați, mă, bolea, că nici nu mă nimeriți. Stați, olea, că să negociem, că nici măcar nu mă nimeriți. Nu m-am văzut să le dau, săraci. Bă, dau mai pe ăsta, chiar nu intră, mă, și el. Unul în ochi prin cap, nu, că dacă mi-i bat pe mândoi din headshot, mă, sunt bătare. Nu intră chiar deloc, mă, pe ăsta. Bă. Ia. Tare că vreau să dau cap, stai un pic. E băga piciorul. Bine. Talent. Și uite așa Miguel se fac kill-urile. Uite atent, da? Deci vezi 4 kill-uri, țac, țac. Cred că mare Miguel la meu. Da, are timp, că mai sunt mulți playeri. Dacă lutează, are timp să facă, să mă ajungă. Îi dăm bă revive, hai să lăsăm, să nu mai fie așa nervos să se uite pe mine. Mi-au două gluri. Bă, dar ce playeri, bă, să mor dacă nu, bă. Talent, bă, playeri ăștia, talent, talent rău de tot. Moară Jaxana. No, bun, 16 playeri, băieți. Bine, e sfârșit de sezon, când filmez eu acest clip e ultima zi de rank, pentru rankul ăsta, pentru sezonul ăsta, pardon, pentru sezonul ăsta e ultima zi. Și e normal, sfârșit de sezon, na, sunt playerii mai ușori, nu știu, nu mai joacă nimeni așa serios la puncte, e mai chillă treaba. Da, bun, bă, nu prea am atașamente, dar în rest sunt ok. Sunt chiar ok, bine, glue-uri. Dar mi-ajung, mă plâng degeaba. Mă plâng degeaba că mi-ajung. Bine, un MP-ul ăsta mă stresează pe mine, sincer. Pe bune, deci chiar e un stres. Bă, Miguel face kill-uri, bă. Bă, dar prostă-ți, bă, de ce i-am dat revive-ul? Stam așa că parcă văd acum cum întrece Miguel, stai așa că ăla cu revive-ul e a meu, viața mea, nu știu cum să-l zic, dar e a meu. Uite un glow aici. Moare Jaxana, pizza. A, are double cap, dar nu moare. Stai mă că nu vreau să scos un glow, că nu prea am. Stai un pic. Un pic. Uite încă unul. Mamă, cât ies, bă. Bine ai venit, prost, ai nimerit viața mea, nu știu cum să zic, dar ai nimerit exact între 3 echipe, fără loot. Ai aterizat perfect, nu știu cum să zic, dar ești talent. Ce-am pe aici? Stai bă. Așa, bun. Și mai e unul. L-a furat, doamne. Pe-a furat kill-ul. Mai e unul acolo. Miguel, dacă mi-l furi, bă, Miguel, dacă mi-l furi. Vine repede, mă, vine repede. Îi fac schema, să moară, baby, dacă nu-i fac schema, fiți atent. Na, Miguel, fură-l. Fură-l, Miguel, dar de ce nu furi kill-ul ăla, Miguel? De ce nu-l furi? Ia zi. Ce schemă i-am băgat ăla cu MP-ul, bă? Mamă, bă, dar bine că mi-a venit în minte, rapid să-i fac schema ca să-i dau numai în cap ca să nu mai mine Miguel. Talent, sunt talent, 7 kill-uri, bă, Miguel are... Maxim 2 kg are Miguel. Nu știu exact câte kg, dar are maxim 2, undeva pe acolo are maxim. Deși sincer să fiu, nici 2 nu cred că are. Dar uite playerul stânga. Salut viața mea, salut, ce faci? Ești bine, sănătos? Să moară.
Dacă nu știi ce s-a întâmplat încă. Încă nu știe ce s-a întâmplat. Gata, nu m-am vestă. Băga piciorul. Omoară-l pe Miguel din partea mea, poți să-i dai tot încărcătorul, că nu mă supăr, sincer. Chiar nu mă supăr, dă-i acolo tot încărcătorul, că nu mă supăr. Dar numai să nu mă mori pe mine din greșeală, asta e problema. Ia vedeți mă că ăștia sunt pro playeri. Stai bă cu Skyler-ul tău, stai așa un pic că vin. Ure magu! Băga piciorul magu tău bă. Finish! A, ăsta era bisi ăla, bisa, bisi, bisi, bisi. Mă, dar Grandmaster... Talent, Miguele, privește doar, doar privește, să nu cumva să încerci să faci tu kill-ul, că... Privește că e de ajuns. Săracul nu mai ajunge, Miguel, am vă zic eu, sigur, nu mai ajunge. Adică... Nimic nu e imposibil, dar... Cine știe cum mor și râde de mine și nu mai îmi dă revive și face toate kill-urile singur. Niciodată să nu zici niciodată, știți cum e, na? Se poate întâmpla? Dar șansele sunt destul de mici. Da, bun băieți, cumpărăm așa și cumpărăm așa. Și normal că Miguel mi-a luat motorul, doamne. Acolo să rămâi cu el, bă. L-a blocat, doamne. A luat motorul, l-a și blocat să mor. Mă bun, ia să vedem unde e băiatul meu. A luat Miguel motorul, ce a zis, după el mă duc. Da, nu mai ajunge el primul, că ajung eu primul. Unde e mă ăsta? Uite-o! Nu mă antiga e. Bă! Dar nu l-a luat Miguel. Un hit, dar a băgat piciorul. Am spamat eu repede la vestă, a băgat piciorul. Uite-l mă! Da, 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 am tras de m-am spart. Mortul 20 în cabă, 28 cu scarul. Bă, 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 bă. Doamne, 16-18, bă. Ce om, bă, spamează la vestă, uite-și tu la el. Mă, ca piciorul. Ha. Direct în mijlocul zonei, înconjurat din 3 părți. Mori, 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 mori. S-a dus și Miguela meu. Direct cu finish. A, Grandmaster-i băga mea și piciorul ei. Voi sunteți mă ăștia cu cască de 10. Stați așa un pic, să mă rotez și eu un pic. Și normal că am rămas singur versus Grandmaster, băga mea și piciorul ei. Nu contează dacă iau locul 2. Măcar l-am bătut pe Miguel la kill-uri, dar mă oftic tare dacă mă bate ăștia, mă jur. Că mai știu nu de alta și de-aia joacă așa urât. Urât. Bine că stau în casă, dar... Au voie ce mai bana. Nu-i oprește nimeni să stea în casă. Adică nu-i oprește nimeni să nu stea în casă, pardon. Nu, bun, bă, tot ce sperie să nu mai am player pe la spate, e bine că am 15 glori. Dar au cască de aia, bă, au cască să mor eu, au cască cu atașament de raid, dau câte 20 în cap, sunteți nebuni. Și în afară de ăștia doi mai e o echipă. Uite mă, na, câte capuri mă să-i dau să moare, i-am dat 3-4 capuri, i-am dat, doamne. Uite, n-are niciun stres. Dar pe dacă i-am luat jumătate de viață cu câte capuri, i-am dat și-a dat un meci și aia e. Mai sunt 2, mă, ăștia opioare. Nu mai am baterie. Da, ăștia sunt amândoi. Ce stil aveți, mă, uite mă cum vine unul. Ăla-i termina cu AC-80-ului, să vezi ce-i fac. Bă, el nu știe că eu îl știu pe el. El crede că eu sunt pro și nu-l știu, fiți antenă. Da, mă, nu te știu. Nu te știu, n-am atașament pe cască. Unde ți-ai atașamentul pe cască? Rămai ține casca? Facem așa o dată. Mai facem o dată așa. Bă, unde fugi, mă? Vino, mă, cu amă. Bă, se duce de rimei! Ce mă, bă, dacă-i turc, mă, bă, dacă-i turc, n-am, mă, ce să zici, mă, la un turc? N-am, mă, 10 guri a pus. Mă, numai să mă bată, mă, uite așa stau, na. Stai, mă, stați, mă, stați, mă, bă, de ce Skyler odată? Stați, mă, o leacă, stați, noc! Bă, ca piciorul.
stresant stare sunt să mor eu. Uite, uite cu granata mâna aia. Stai bă, bă. Hai, ieși afară. Stilul joystick, hai. Băga piciorul, dacă nu v-ați dat revive deva. Stai bă. Mă, măcar l-am aruncat casca, cel puțin la 1. L-ai lăsat singur? Dacă l-ai lăsat singur, îți moare, ce să fac, na, du-și de revive, hai. Hai, du-te repede, du-te, 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 așa, atât. Ce om, bă. Aoleu, nu mai poți să dai revive, aoleu. În locul tău plângeam, aoleu, nu mai poți să dai revive, aoleu, săracul de tine. Să-mi bat piciorul în el de meci, bă. Turcalăii vieții, bă, bă, ce meci, bă, ce meci, bă, urât, nu știu. A fost ciudat tare meciul ăsta, să mă bată, dar a fost mișto pe sfârșit. Bine că i-am bătut măcar. Bă, și-a dat revive de vreo 4 ori, bă, și în ultima zonă vrea să-și dea revive, bă, și acolo, noroc că l-a luat zona. 5000 damage, bă. Miguel e un kill, bă. Nu mai este nimic, băieți. A fost o competiție foarte mișto. Mi-a plăcut, a fost foarte intensă din câte ați putut vedea. Da. Băi și prieteni, bă, cam atunci cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uiteți să dați un like, share, subscribe. Eu mă poate vedeți. Ceau, bă!